Salutare tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube și mă bucur să vă găsesc aici. Astăzi vreau să fac din nou un episod în care vă voi citi un fragment din romanul meu. Vă voi citi un fragment din capitolul 4, în care Leo află mai multe despre ce se întâmplă cu el și despre originile sale. Nu uitați că găsiți romanul meu pe Amazon, în limba engleză, Song of the Nephilim se numește, și vă invit să-l citiți, dacă vi se pare interesant. Dacă auziți zgomote ciudate pe fundal, este băiețelul meu Tudor care se joacă aici lângă mine și care am impresia că vrea să intre și el pe vlog. De asemenea, nu uitați să vă abonați la acest canal pentru a mă ajuta să continui seria de video. Dacă vă place conținutul canalului, dați un like și un share, astfel încât videourile să ajungă la cât mai mulți oameni. Acestea fiind spuse, am Kindle-ul pregătit, așa că putem să trecem la treabă. Apartament de bogătaș, șopti Leo, convins că ea nu avea cum să-l audă. Cei doi urcaseră în liniște într-un lift modern din inox până la ultimul etaj al complexului. Lui Leo îi se păruse la un moment dat că aude frânturi de gânduri. Erau gândurile oamenilor care au locuit cândva în clădire. Mulți oameni muriseră în chinuri groaznice, într-un incendiu. Nu era pentru prima dată când auzea voști ciudate. Mai ales în case cu o istorie veche. Leo încercă să-și alunge din nou gândurile întunecate, care îi cuprindeau încet încet mintea. Își spuse că totul era doar în capul lui. Ajunseseră deja în fața unei uși impunătoare. Când intră în apartament, Leo rămase aproape cu gura căscată, văzând camerele imense, imaculate, încadrate de ferestre înalte, oglinzile, perdelele translucide și fine, care atârnau până la pământ, mobila opulentă și tablourile avangardiste de peste tot. Pe hol, două buchete de trandafiri roșii încadrau o oglindă de toaletă rotundă, cu o ramă lucrată atât de fină încât reprezenta în sine o adevărată operă de artă. Într-o cameră alăturată, Leo văzu un birou mare pe care se afla un calculator cu mai multe monitoare, încadrat de o bibliotecă plină cu volume prețioase legate în piele și cu scrisuri aurii. Apartamentul părea să fie unul super tehnologizat. Luminile se aprinseră la un gest al fetei, iar un alt semn făcu ca o muzică în surdină care părea să iasă pur și simplu din pereți să invadeze încăperile. Hai să mergem în bucătărie. Vrei să bei ceva? Nu te teme, eu stau singură în apartamentul ăsta. Care este numele tău? Al meu este Emmaline. Mă numesc Leo, Leonardo de fapt, dar îmi place să mi se spună Leo. Ți se potrivește perfect numele, vreau să spun. Ți se potrivește perfect. Foarte frumos, mulțumesc. Ia loc și simte-te ca acasă. Îmi pare rău dacă tot ceea ce am făcut până acum te-a speriat. De asemenea, îmi pare rău că nu ți-am spus până acum motivul pentru care te-am chemat aici. Cred că te întreb ce e cu mine. Vocea ei era plăcută, melodioasă. Leo începuse brusc să se teamă. Nu se gândise deloc pe drum că ar putea fi vreo clipă în pericol, că fata ar fi putut să-l aducă acolo pentru a-i face ceva rău. Totul se întâmplase atât de repede, încât nu avusese timp să-și pună întrebări. Acum simțea din nou sentimentul acela de neliniște, de apăsare, pe care nu-l mai putea ignora. Apartamentul nu-i mai inspira brusc siguranța de la început. Leo fusese cuprins de o teamă nedeslușită. Cum te putuse să fii atât de prost? De ce acceptase să meargă aici, fără să îi pună fete nicio întrebare, mai ales după ce îi făcuse? Emmaline era foarte frumoasă, parcă prea frumoasă, însă acum își dădea seama că avea cu siguranță un scop ascuns. Uneori nu își putea ascunde o privire răutăcioasă și inteligența vicleană. Lui Leo îi se păru că aude din nou pentru o clipă murmurul vocilor din trecut, strigăte înfundate, trosnituri puternice ale pereților, pârâitul scândurilor cuprinse de flăcări. A avut pentru o clipă impresia că moartea îl încolțise și că nu va mai putea scăpa niciodată. Leo, o să spun de ce te-am adus aici. Te rog să nu te sperii și să mă asculți până la capăt. Între cei doi se așternu o tăcere apăsătoare. Leo își mai auzea doar respirația întretăiată și bătăile din ce în ce mai rapide ale inimii. Ei bine, am impresia că nu știi tot ceea ce ar trebui să știi despre tine. Știu că auzi chiar acum toate vocile acelea. Nu trebuie să te sperie și nu trebuie să te sperii nici de mine sau de faptul că știu asta. Răspunse Emmaline, neliniștii care îl cuprinsese pe Leo și se putea citi în întunericul din ochi. Hai mai bine să-ți fac o cafea cu lapte ca să te mai liniștești. Vrei? Ești prea agitat. Să-mi faci o cafea cu lapte? Ești nebună? Vreau mai întâi niște răspunsuri. Vreau să știu de ce m-ai adus aici. Și cam ce ar trebui să știu, mă rog, despre mine. De unde știi că aud vocile acelea? Își pierdu Leo răbdarea. Nu știu cum ai reușit să mă faci să intru în mașină cu tine și să mă aduci aici până aici fără să mă împotrivesc, fără să pun nicio întrebare. Doamne, cât de prost sunt! Ce urmează să-mi faci? De ce m-ai adus aici? Leo, liniștește-te, nu te-am adus aici ca să-ți fac rău, ți-am spus. Liniștește-te.
Vocea lui Eman era atât de blândă încât Leo simți că nu poate ieși de sub puterea ei. Se calmă instantaneu, ca și cum ar fi răspuns la o comandă căreia nu i se putea opune. Se așeză din nou, secătuit parcă de puteri. O să mă liniștesc, dar vreau urgent niște răspunsuri. Și da, o cafea cu lapte ar fi foarte bună. Dar după aceea vreau niște răspunsuri. Cât timp Emma aștepta zâmbitoare în bucătărie să fiarbă apa pentru cafea, Leo simțea că nu putea niciun caz să stea locului. Se mișca prin camera aproape ca un animal sălbatic, prins în cușcă. Măsurând încăperea cu pași repezi de la un capăt la altul, fără să ia în seamă faptul că, în agitația lui, ar fi putut să strige ceva. Din când în când arunca o privire nerăbdătoare către Emmeline, gândindu-se că, în cel mai rău caz, ar fi putut să deschidă cât mai repede ușa sau chiar să ajungă pe balcon dacă ar fi bănuit că urmează să-i se întâmple ceva rău. Cu fiecare secundă care trecea, în capul lui apăreau noi și noi scenarii din ce în ce mai groaznice. Se gândea că, din prima clipă în care va gusta cafeaua, avea să sfârșească otrăvit sau că Emmeline avea să scoată un pistol și să-l împuște. De unde știa că aude voci? Probabil din primele clipe în care îl întâlnise, știuse mai multe despre el decât ar fi știut cineva vreodată. Nu dezvăluise nimănui această mică ciudățenie, care îl făcuse în copilărie să creadă că e cu adevărat nebun. Întrebările nu-i dădeau pace și îl făceau să se simtă din ce în ce mai nesigur. Calmează-te, știu că ți se pare totul foarte ciudat. Bea asta și o să te simți mai bine. Ia loc, îi spuse Emmeline pe un ton poruncitor, punându-i băutura caldă sub nas cu un zâmbet care încerca să-i risipească orice urmă de teamă. Dar... Niciun dar, ești la mine acasă, ai acceptat să vii și vei face totul cum spun eu. Emmeline își mai îndulci puțin tonul. Știu că ți este foarte frică acum, însă nu ai de ce. Eu am călătorit în toată lumea ca să găsesc pe cineva ca tine. Ești primul pe care îl întâlnesc după foarte mult timp. Își trecu mâna prin păr, ca și cum ar fi suferit o migrenă groaznică. În cele din urmă se uită din nou în ochii lui Leo, atât de aproape, încât el simți nevoia să facă un pas înapoi. Te-am căutat prea mult timp, așa că să nu îndrăznești să pleci acum. Stai jos și ascultă ceea ce vreau să-ți zic. Îi spuse cu o scripire aproape răutăcioasă în ochi. Leo nu mai găsi în el puterea să se opună tonului autoritar al lui Emmeline. Era ca și cum ea poruncea, iar el simțea aproape o nevoie viscerală de a ei se supune. Ce vrei să-mi zici? M-ai adus aici aproape fără acordul meu și fără să-mi spui nimic. Aproape că mi-ai smuls mâna când mi-ai tras afară din librărie. Îmi place când ești supărat, ai o fețișoară simpatică. Nu am mai văzut pe cineva care să se supere atât de repede și să ierte atât de repede. Și arăți și foarte bine, să știi, răspunse Emmeline cu o voce care dorea să fie una jucăușă și punându-i mâna pe conturul bărbiei, fără să ia în seamă accesul de furie. Părul șaten închis al lui Leo, neîngrijit, contrasta puternic cu limpezimea ochilor lui albaștri, care deveniseră reci și întunecați din cauza accesului subit de furie care îl năpădise. Picături de sudoaie se prelungeau pe frunte, iar inima se zbătea în piept. Doamne, de ce nu spui odată de ce m-ai adus aici? De ce mă urmărești? Cine ești? Ți-am spus, mă numesc Emmeline. Te-am găsit abia de vreo câteva săptămâni. Însă nu eram sigură. Ce? Stai liniștit, nu vreau să-ți fac niciun rău. Dacă nu vrei să-mi faci nimic, ce vrei de la mine? De ce m-ai adus aici? Cred că nu știi mai nimic despre trecutul tău, nu-i așa? Nu ai avut niciodată impresia că ești mai special? Că auzi și vezi lucruri pe care oamenii obișnuiți nu le pot percepe? Știu deja că auzi voci. Nu ești nici pe departe nebun cum credeai. Dar probabil că acum te întreb cum de știu asta. De unde știi că aud voci? E bine, nu ești singurul mai special. Leo vrut să se ridice din nou. Stai jos când îți spun, nu știi cât de puternică și de rea pot să fiu. Emmeline îi puse un deget pe umăr și îl țintui cu el cu ușurință până când îl forță să se așeze. Ochii ei sclipiră metalic, plin de furie, însă doar pentru o clipă. Leo nu reușea să se miște sub apăsarea ei. Era la fel de neputincios ca în librărie. Așa că renunță. Renunță să se mai opună puterii ei. Nu-i venea să creadă că într-un corp atât de fragil se putea ascunde atâta putere. Avea aproape ceva supranatural în ea. Iar forța ei nu făcea decât să-l umple de frustrare și l-a trăgea în același timp. Se afundă în canapeaua crem, punându-și mâinile pe tâmple și încercând din nou să se calmeze. Și mai ales să nu se mai lase atât de ușor vrăjit de corpul ei, de mișcările ei grațioase și puternice. Bine, o să te ascult. Spune ce ai de spus. Emmeline făcu o pauză lungă, ca și cum s-ar fi hotărât cu greu ce să spună. Îi puse mâinile pe umeri și îl privi drept în ochi. Leo, ești un nefilim. Ce sunt? Nefilim. Sigur ai auzit de nefilim, răspunse precipitat Emmeline. Privirea uimită a lui Leo îi dădu însă răspunsul. Nu ești un om obișnuit. Ai o parte de înger în tine. Nu ai simțit niciodată că ești diferit de ceilalți? Că ai, să spunem, anumite puteri? Ai o moștenire supranaturală în tine. Corpul tău are ceva nenatural și ar trebui să înveți să controlezi ceea ce ai moștenit. Nu te uita așa, Mira, la mine. Acum ești ignorant cu privire la toate lucrurile acestea, însă o să înveți foarte multe.
Faptul că auzi vocile celor din trecut reprezintă doar o parte a capacităților tale și e doar începutul. Nu ești în totalitate uman. În timp, puterile tale vor crește. Vei ajunge ca mine sau chiar mai mult. Ascultă ce vreau să spun. Ești în pericol. Dacă nu mă asculți, nu știu ce s-ar putea întâmpla. Îi spuse precipitată, fără să mai zâmbească. Leo o privea cu neîncredere, aproape gata să izbucnească în râs. În cele din urmă, nu se mai putu abține și izbucni într-un râs zgomotos care cutremură camera. Îți vine să râzi, nu avem timp de așa ceva. Ochii lui Emanin se umpluseră din nou de furie. Era prea furioasă ca să se mai poată controla. Izbi cu putere de perete ceașca de cafea, care fusese așezată pe măsuță. Doar cu o singură privire, fără să o atingă. Leo rămase atât de uimit încât uitase să mai respire sau să se miște. Simțea că inima îi sparge pieptul. Cafeaua cu lapte se prelingea pe peretele alb, însă coșmarul abia începuse. Cu o mișcare a mâinii, Emanin sparse toate oglinzile din încăpere. Luă un cioc. Îl trase pe Leo lângă ea, cu violență, și provocă o tăietură adâncă la gât, fără să mai țină cont de nimic. Se aplăcă și sorbi puțin din picăturile care îi se prelingeau pe piele. Leo își duse mâna la gât și pipăie rana, însă nu mai simțea nimic. Doar urmele de sânge îi mai rămăseseră. Rana îi se închisese ca și cum nu ar fi existat niciodată. Șocat, Leo își puse mâinile pe față ca un copil, gata să-i zbucnească în lacrimi. Cum de ei se închisese rana atât de repede? Cunoștea, bineînțeles, mitul nefinilor, însă totul era prea șocant, prea groaznic ca să înțeleagă. Nu putea să creadă că ar putea exista în realitate așa ceva sau că el ar putea fi unul dintre ei. Nu-i venea să creadă ce văzuse și nu-și putea reveni din șoc. Credeai că le știi pe toate, nu? Îi răspunse Emanin cu sarcasm și cu o privire tăioasă. Sângele îi șiroia și din palmă, se tăiase de la ciobul de sticlă. În cele din urmă, Leo îi luă mâna în palmele sale mari și puternice și o sărută într-un impuls pe care nu își îl putea controla. Sângele ei avea un gust dulceac, iar mâna lui Emanin era foarte moale și caldă. Ochii ei erau însă plini de amărăciune. Văzu dezastrul din jur și conștientiză tristă că își pierduse din nou controlul. Îmi pare rău pentru ce am făcut, însă trebuia să-ți adăug ca să înțelegi. Așa suntem noi, ne pierdem controlul foarte repede. Urâm și ne înfuriem la fel de puternic pe cât iubim. Și tu, o întrebă Leo, și tu ești la fel ca mine? Da, și eu sunt la fel ca tine, doar că sunt mai bătrână, mult mai bătrână. Am mult mai multă putere decât îți poți închipui acum. Cam asta a fost pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare. Pa, pa!